cetate Göteborg, Via Lund. Plecăm din Malmö Central Station. Este ora 10:08. Mergem aproximativ 50 km până la Lund, prima oprire de pe acest traseu. Și o face aproximativ 20 de minute până la Lund. Este tren danez, o ramă danez formată din 10 vagoane pe automotor. Ieșim din gară și vom ieși și din zona pe Orășenea asta, orașului Malmö. Este reviza de locomotivă și vagoane din Malmö. Am avut cele de lung parcurs. Zona industrială orașului Malmö. Some of those of you who are traveling towards those destinations, then you will have to get off the train in Skävinge and switch to a different train. And that train will take you towards Landskrona and Helsingborg. But on our way up north, we are going to stop in Lund, Skävinge, Teckomatorp, Sundbader, Kågeröd, Billesholm, Åstorp. Eoliene pe câmpurile între Malmö și Lund. Din Lund, prima oprire după Copenhaga, și
și ne parcurs cam 50 de minute, aproximativ 50 de minute. A început să vin de afară, de frumoasă, de iarnă. Aici se vede și orașul Lund. Aceasta este linia care merge de la Malmo către Gothenburg. Și linia de la Gothenburg se prelungește către Oslo, capitala Norvegiei. Mergem prin zonele de rurale ale Suediei, foarte frumos. Aceasta este tren Regio, cum se numește la noi în România. Oprește în toate stațiile de parcurs. Am plecat din acest traseu. Observăm că toate liniile de aici sunt electrificate în primul rând, dar au și o infrastructură foarte foarte bună pusă la punct. Imediat ajungi dintr-un loc în altul și mai ales că foarte silențios acest tren. Zone rurale ale Suediei de vest, sud-vest. Mergem acum cu aproximativ 8-90 de km pe oră. Plecat la ora 11:57 de minute și o merge în Helsingborg la ora 12:48 de minute. Linie aici ne unim. Gara Kavlinge.
pădure mai puțin întâlnită la noi de lângă Românești. Probabil de loc, deci este cabine pentru controlor, special construită. Aici, partea dreaptă, sunt și toaletele. O să vi le arăt puțin mai târziu. Și aici, dacă observați, nu sunt pertele. Sunt niște jalozele ce se pot trage, niște parasolare. Mai curată și mai igienică în felul acesta. Aici este și loc pentru persoanele cu dizabilități. Dizabilități. La noi sunt foarte puține trenuri care au în comunere aceste asemenea vagoane pentru persoane. Abilități. Aici este harta companiei feroviare Sahel Trafiken. Este o companie privată, nu este companie națională. De zilor, mai înseamnă este SJ și doar aceste rutele operează. Și noi am făcut merge pe această rută de la Malmo, am plecat către Lund, zona aceasta, și de la Lund la Havlinge, unde am oprit. Și merge până aici, în zona aceasta. Deci acesta este traseul pe care îl facem noi. Helsingborg Central. Urmează stația aceasta, Dosul Jerbo. Este o haltă, practic, sau un punct de oprire. Este numit la noi. Doar că mult mai dotat. Așa sunt compartimentate și vagoanele. Sunt tip salon. Am văzut o pic priză. Este practic și vreme în coașele pe care le traversăm. Arată și meteo. Foarte interesant. Și harta traseului. Să vă spun, este un grad de confort în plus pe orice rută, cu orice tren față de trenurile noastre. Am zis că și oamenii sunt mult mai educați, cu bun simț față de ce se întâmplă. Contează, chiar dacă statul e pe la dispoziție trenuri foarte eficiente și confort înalt, dacă oamenii nu știu să aibă grijă de ele. Având în vedere că chiar astăzi, la 1 decembrie, se aducă în țară ramele acelea de la Aslom, Polonia. Nu știu acum cât vor rezista, pentru că mă gândesc că, din păcate, cum s-a întâmplat și cu săgeata albastră, vor fi devastate. Scoarte geamuri, traviserie ruptă. S-a întâmplat și cu trenul săgeata albastră prin anii 2000. Așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ninge biscolit aici. Încă ninge biscolit, chiar dacă e soare. Sunt multe păduri, codri. Helia
Din nou punct de oprire. Heli up. Acesta este tren care merge doar pe un Helsingborg. Nu mai continuă către Göteborg. El trece oraș ca mai departe din Suedia. Am demarat. Mai avem aproximativ 30 de minute până la Helsingborg, destinația noastră de astăzi. Urmează stația Landaskona și mai avem 4 stații până la Helsingborg. Foarte multe eoliene. Înseamnă că și aici vântul este destul de puternic. O linie se despoarte către partea stângă. Sosiți în Lanciuna. În 12 și 20 de minute. Este și mai sus aici pentru a servi un traseu mai lung. V-am spus până la solarele acestea. Acesta este simplu online, mai sunt acele cutii de metal care sunt infecte și mizerabile, felul de bacterii, mai curat cu aceste sacoși. Dar putea face curățenie și mai rapid. Helsingborg este un oraș de pe malul de sud-vest al Suediei. Am plecat din Rilopeci. Următoarea oprire este Helsingborg, destinația noastră. Traseul din ce am observat
linia a fost băgată așa ca între două gale, dâmburi. Probabil că așa a fost gândită. O să-mi dau seama și tot în majoritatea drumului foarte multe garduri pe marginea căii ferate. Probabil pentru siguranță și protecție, mă gândesc. Intrăm în zona preorășenească a orașului Helsingborg. Deci din trenul acesta de la Lund, către Helsingborg, în mare vedere de acolo. Vă mulțumesc că ați venit acest videoclip de asta. Pentru a vedea cât mai multe întrebări de trei. Și uitați, fiecare întrebări de trei este unită. Chiar dacă este și afară granițelor României. La revedere! Din penultima stație, locomotivă cargo și un marfar. Acesta este cum ar fi la noi zona aceea de Grivița. Și ne apropiem de Helsingborg, stația mare Helsingborg. Ne-am oprit pentru a aștepta acest tren către Malmö și am intrat în zona orașului Helsingborg. Mergem la timp la ora 12:40 de minute. Între Lund și Helsingborg, cea mai mare viteză am prins de 168 km/h. Extraordinar de mare pentru ce avem noi în țară. Nu trebuie să prind de 180 km. Am sosit din nou subteran în stația Helsingborg. La revedere.